Începe Republica azi. Bun găsit tuturor. În continuare, toate site-urile de știri locale și naționale tratează această dispariție dureroasă a colegului nostru Daniel Dimache. În continuare, jurnaliștii sunt împietriți de durere după moartea fulgerătoare a jurnalistului. Iată, citesc de pe republicanews.ro, iată, decesul jurnalistului Daniel Dimache lasă un gol imens în comunitatea prahoveană, scriu colegii de la Republica News, și iată, cu profundă tristețe, colegiul economic Virgil Magiaru din municipiul Ploiești anunță trecerea în neființă a omului de presă Daniel Dimache, unul dintre cei mai respectați jurnaliști din Prahova și soțul profesoarei Iuliana Nicolae, cadru didactic în această instituție de învățământ. Daniel Dimache a fost un apropiat al colegiului economic și a fost prezent la toate evenimentele importante, susținând activitățile educaționale și culturale ale școlii. Comunitatea își exprimă profund regretul pentru pierderea sa și își aduce omagiul de respect și recunoștință față de un prieten devotat și un profesionist desăvârșit. Așa cum vă spuneam, jurnalistul Daniel Dimache și-a găsit sfârșitul într-un mod tragic, survenindu-i un infarct în centrul orașului, în timp ce se îndrepta către o instituție. Eforturile medicilor de a-l readuce la viață au fost zadarnice, iar vestea pierderii sale a îngrozit, a șocat o comunitate întreagă. Vă spuneam că vorbim despre un jurnalist cu o carieră de peste 25 de ani în presa scrisă, TV și online, și Daniel Dimache este absolvent al Liceului Ion Luca Caragiale Ploiescu, colegii de la republicanews.ro și ulterior al Institutului Politehnic București. Vă spuneam că au relatat despre această situație chiar și site-urile naționale. Iată, antena3.ro scrie: a murit jurnalistul Daniel Dimache, să zbori ușor spre acolo și să ne conduci de sus. A murit jurnalistul Daniel Dimache. Maestre, o să ne lipsești enorm. Ai plecat neașteptat și ai lăsat un gol imens. Daniel Dimache a fost un jurnalist, așa cum vă spuneam, cu o experiență vastă. Mă rog, informațiile sunt diferite de la un site la altul. În domeniul presei scrise, televiziunii și online, potrivit informațiilor disponibile pe pagina sa de LinkedIn, Daniel Dimache a absolvit Liceul Ion Luca Caragiale din Ploiești în anul 1988 și și-a continuat ulterior studiile la Institutul Politehnic din București. El și-a început cariera oficială de presă în anul 1998, lucrând ca redactor la cotidianul Prahova, unde a fost corespondent pentru câțiva ani și unde a rămas până în 2006. Daniel Dimache, vă spuneam, a ocupat diverse poziții, inclusiv director de programe și realizator de emisiuni la posturi de televiziune precum Alfa TV și Valea Prahovei TV. De asemenea, a fost moderator de emisiuni la Ploiești TV din anul 2009 până în prezent. A îndeplinit funcția de director al publicației Gazeta de Prahova. Colegii jurnalistului sunt în stare de șoc. Noi, colegii jurnalistului, suntem în stare de șoc. Dragoș Trestioreanu, coleg și bun prieten al lui Daniel Dimache, și-a luat adio de la acesta printr-un editorial și vreau să-l citim. Sunt în șoc. Am aflat de dispariția bruscă și neașteptată totodată din viața foarte bunului meu prieten de peste 2 decenii, Daniel Dimache, la numai 54 de ani. În iarnă, spre primăvara lui 2021, am intrat în redacția Ziarul Prahova, undeva sus în Casa Albă. Am făcut cunoștință cu viitorii colegi, pe unii știindu-i, pe alții nu. La capătul culoarului, spre sud, pe dreapta, în biroul șefei Maria Bogdan, l-am văzut prima oară pe Dan. Așa îi ziceau toți și așa mi-a zis să-i spun și eu. Era tânăr și deosebit, cel puțin așa mi s-a părut. Un băiat bun, mi-a zis, cred că putem deveni prieteni. Am continuat ideea în minte, mai ales că am aflat apoi că, fără să știm unul de altul, fusese în colegi și la uzina 1 mai, devenită după 1989, SCU Petrom 1 mai. Deci, doi foști colegi la uzină, el inginer la secția de utilaj complex ISUC, așa cum mai era cunoscută, eu în pavilionul de lângă pod, economist la export-import, translatați în marea pasiune a lor, presa. La o reorganizare, sportul de la Prahova a trecut sub conducerea directă a lui Dan. Deci,
am devenit subordonatul lui. Nu am simțit însă niciodată că ar fi fost o relație de șef subaltern, ci una dintr-o prietenie strânsă. Am colaborat foarte bine atunci, iar asta m-a determinat să îi urmez după 5 ani și câteva luni, să-l urmez pe el la o altă publicație pe care a preluat-o ca management, fiind directorul Gazetei de Prahova, un nume care avea să-i marcheze viitoarea carieră în media locală. Cu o pauză în televiziune, televiziune pe care nu a mai părăsit-o apoi, începuturile fiind de fapt făcute de pe vremea Prahovei, a riscat și a preluat societatea care avea în patrimoniu Gazeta. A apelat după o vreme și la mine, de atunci și până astăzi am conlucrat de minune. Trist. Astăzi ne-a părăsit pentru totdeauna. Sunt încă în șoc. Îmi este infinit de greu să scriu rândurile acestea. L-am stimat și iubit pe Dan din ziua în care ne-am cunoscut mai bine și am început să ne apreciem. Sâmbătă seara am vorbit la telefon și am continuat puțin conversația pe WhatsApp. Mă gândesc că trebuia ca dialogul să fi fost mai lung, așa cum era în destule nopți, când vorbeam despre tot și toate. Daniel Dimache, căruia cu toții îi spunem drum lin spre cer, a fost un maestru al mediei locale. Mai avea atâtea de scris și de făcut împreună cu noi, cei de la printul și site-ul Gazetei de Prahova, fără el simțindu-ne acum fără cârmă, fără direcție. Mi-aș dori să-i continuăm munca pe care a depus-o cu mari sacrificii atâția ani pentru a-l face mândru că Gazeta de Prahova rămâne un reper în presa prahoveană. Și conchide colegul lui, jurnalistul Dragoș Trestioreanu, maestre. O să ne lipsește enorm. Ai plecat neașteptat și ai lăsat un gol imens în sufletul meu. Ca și ale tuturor din redacție și ale celor care te-au cunoscut și prețuit la marea ta valoare. Să zbori ușor spre acolo și să ne conduci de sus, fiindcă vom avea nevoie, Dane. Noi vom aștepta sfaturile tale și te vom simți mereu lângă noi, cei de la Gazetă. Prietene, adio și mulțumiri că ne-ai lăsat să facem presă liberă. A scris jurnalistul Dragoș Trestioreanu, citat de Antena3.ro, care a dedicat un articol marelui ziarist Daniel Dimache. Drum lin către Înger Dane. Vă vom anunța pe parcursul intervențiilor noastre despre datele importante în acest moment, unde va fi depus și când va fi înmormântarea, pentru că sunt convins că sunt extrem de mulți oameni care vor să meargă să-i aducă un ultim omagiu, că vor să meargă să-l conducă pe ultimul drum, așa cum vom face și noi. Dumnezeu să-l odihnească, mergem mai departe. Bun. Iată, se întâmplă lucruri în orașul Ploiești, urbea lui Nenea Iancu. Și spuneam eu la un moment dat, apropo de niște situații petrecute prin primărie cu niște colegi din presă, că uite, sunt colegi care se chinuie să facă presă liberă, să aducă un aport pentru societate și, din păcate, viața nu alege. Bun. Blocurile de la Giurianu, scriu colegii de la Republica News, o zonă devenită cartier al infracționalității. Și vedeți aici o fotografie, este vorba despre un braț rănit și o să înțelegeți de ce. Blocurile de la Giurianu, un cartier dinamic, dar afectat de probleme grave de siguranță, devin din ce în ce mai mult un focar de infracționalitate, arată un nou incident șocant. Recent, un rezident a fost victima unui atac brutal în zona Jean numărul 7, în apropierea scării blocului Jean numărul 5. Un grup de tineri de etnie romă i-au blocat calea, inițial împingându-l, apoi trecând la lovituri cu pumnii și aruncând bolovanii și cărămizi în direcția sa. Imaginea anexată ilustrează, după cum vedeți, gravitatea incidentului. Acesta nu este un incident izolat, ci doar unul dintr-o serie de atacuri și amenințări raportate în zonă. În ultimii ani, doi locuitori ai blocului Jeanu au fost victime ale tâlhăriei, iar unul dintre ei și-a pierdut viața în urma rănilor suferite. Să știți că vorbim despre o zonă, nu putem spune rău famată, pentru că este o zonă destul de bună din toate punctele de vedere. Ceea ce mi se pare mie
halucinant este că pe acolo nu prea trec autoritățile, oamenii legii. Mi se pare așa că a devenit un subiect pe care noi trebuie să-l tratăm la nivelul nu există poliție în zonă, nu există polițiști locali, nu mai avem siguranță. Păi nu vă supărați că, iertați-mă, sunt instituții care sunt plătite din banul public. O să spuneți din nou că vorbim clișeic și că ne raportăm la astfel de probleme așa dintr-o poziție de superioritate și că discutăm peorativ despre niște instituții. Nu le respectăm. Le respectăm că dacă ne opresc, ne dau amenzi, ne sancționează conform legii. Ne supunem, pentru că așa trebuie, mi se pare normal într-un stat de drept. Dar ce facem noi când nu avem parte de protecție? Cine mai răspunde atunci? Că noi de altfel răspundem în fața legii. Mergem cu viteză, suntem amendați. Corect? Corect. Comitem anumite fapte, suntem sancționați. Corect? Corect. Total de acord. Dom'le, dar când pățim ceva, cine mai este sancționat? Deci eu, cetățean, sau domnul despre care vorbim, o persoană care și-a pierdut viața, pentru că la persoana despre care se vorbește în articol, în cazul persoanei respective, ea a fost lovită, trântită la pământ și a fost dată cu capul de caldarâm și și-a pierdut viața. Cine răspunde pentru asta? Adică dacă trebuie să ne asumăm responsabilitatea, că ni se spune mereu că nu avem doar drepturi, ci avem și obligații, corect. Foarte corect, total de acord, cred că ar trebui în situația aceasta să plătească și cineva pentru că nu există în anumite zone echipaje de poliție sau alte lucruri. Nu, atunci nu mai e nimic, cercetăm. Atunci nu mai, deci nu răspunde nimeni. Păi hai să se cerceteze și când pățim noi ceva și... Dai, domne, să vedem un pic ce s-a întâmplat, după aia vedem dacă l-amendăm sau cine știe ce. Nu, trebuie să fim un sat fără câini. Dar în situația aceasta, despre asta vorbim, da? În fața acestor evenimente terifiante se pune întrebarea, scriu colegii de la republicanews.ro, despre siguranța în acest cartier și despre eficacitatea măsurilor de prevenire și descurajarea comportamentului antisocial al unor indivizi care terorizează comunitatea locală. Ce siguranță au copiii care locuiesc în zona respectivă dacă chiar adulții sunt victime ale unor astfel de atacuri violente? Mai îngrijorător este faptul că minorii par să fie implicați în astfel de activități fără să fie trași la răspundere pentru acțiunile lor. Este clar că este necesară o intervenție fermă din partea autorităților abilitate pentru a asigura protecția cetățenilor în aceste comunități amenințate de infracțiune. Este esențial ca aceste evenimente să nu mai pună în pericol viața și bunăstarea locuitorilor, să ia măsuri decisive pentru restaurarea ordinii și liniștii în cartierul Gianu. Cum adică? Eu am stat de vorbă cu persoana, stați un pic să văd că unele poze nu se încarcă, dar o lăsăm pe asta. Eu am stat de vorbă cu bărbatul care a fost rănit. A ieșit din bloc, a trecut pe alea din fața blocului. La un moment dat, un minor de etnie romă i s-a pus în cale. I-a spus, dom'le, vezi că mă lovești, dă-te la o parte și așa mai departe. Și a fost înjurat, amenințat și după ce s-a dus să pareze aceste acțiuni, i s-a aruncat cu piatra, cu bolovanul. Comentați dumneavoastră această situație. Dacă de pildă acel bolovan nimerea în capul victimei,
Cine mai răspundea pentru aceste fapte? Când o să putem să realizăm un sistem sănătos, astfel încât toată lumea să plătească? Nu știm. E pe legea scapă cine poate și cum poate. Nu? Da. Omul acesta are o familie. Îi este frică, se gândește că poate ieși cu cei mici și poate să aibă repercursiuni. Nu ne mai permitem să mai reacționăm pentru că nu suntem apărați și atunci preferăm să ne abținem, să ne ferim așa cum putem în fața blocului. Deci nu mai putem să reacționăm la niciun fapt, trebuie să plecăm mai departe și să o luăm la fugă în ideea în care poate cineva ne atacă. Nu știu cum o să ajungă societatea asta, dar hai să vedem cum facem că poate la un moment dat cineva va lua o măsură. Când, cum, nu mai știm, da? S-a întâmplat în Jianu, în zona de sud, ca să înțelegeți pentru cei care nu știți blocurile. Mâine cine știe unde se va mai întâmpla? Nu mai știm. E pe sistemul Dumnezeu cu mila. Dumnezeu cu mila și în instituții, că prin organismele astea de poliție locală și așa mai departe, acțiuni în instanță se fac atunci când e nevoie să aducem adevărul la iveală, dar când trebuie să ne organizăm puțin mai bine, mai greuți, pare să. Bun. Urmărim acest caz, sperând ca oamenii legii să-și facă datoria. Primăria Filipești de Pădure anunță cetățenii că pot beneficia de servicii medicale gratuite. Ias! Să vedem cum fac. 100 de localnici, printre care se numără persoane vârstnice, pacienți cu boli cronice sau cei cu acces limitat la serviciile medicale, vor beneficia de explorări paraclinice și consultații medicale gratuite, zice. În data de 9 martie se întâmplă acest lucru. Pacienții selectați vor avea oportunitatea să efectueze analize de sânge, urocultură și coprocultură. Stați să mă uit să nu scriem. Ia uite ce frumos! Aceste investigații sunt cruciale pentru depistarea și monitorizarea unor afecțiuni de sănătate. Acțiunea se va desfășura în incinta Liceului Teoretic Filipești de Pădure în cadrul programului Sănătate în Vecinătate, care este realizat cu ajutorul unor parteneriate pe care reprezentanții primăriei au reușit să le încheie. Bravo că se întâmplă astfel de lucruri, să vedem să nu scrie ceva. Pe 16 martie 2024, în funcție de necesitățile individuale ale fiecărui pacient și de rezultatele analizelor, aceștia vor fi programați pentru un examen clinic și consultații de specialitate în diverse domenii medicale. Serviciile medicale oferite includ consulturi de cardiologie, medicină internă, oftalmologie și dermatologie. De asemenea, pacienții vor beneficia de evaluare imagistică prin ecografie la indicația medicului specialist. Bravo! Evenimentul are ca scop principal asigurarea accesului la servicii medicale de calitate pentru toți locuitorii comunității, indiferent de situația lor socioeconomică sau de asigurare medicală. Bravo! Deci se poate. Mai ajutăm oamenii. Ăsta e un serviciu care este chiar important, imediat și de maximă necesitate. Corect? Corect. Astfel de proiecte, șapoba, jos pălăria, da. Dom'le, sunt oameni care chiar nu își permit și care pot depista anumite boli în urma unor investigații. Pentru că investigațiile costă, sunt oameni care abia trăiesc de pe o zi pe alta, nu își permit poate nici să plătească un bilet să meargă până la într-un oraș apropiat sau undeva unde se pot efectua astfel de investigații. Deci, tot respectul. Așa, da. Cu parteneri, cu neparteneri, cu ce-o fi, nu ne interesează. Bravo. Absolut bravo.
Deci, pe sistemul, dacă vrei, să poate. Ce ziceți? Să poate? Păi da. Mai zicem cu ceiurile pentru reducerea? Nu. Hai. Foarte tare și am tot citit în cadrul emisiunii de-a lungul timpului, sigur ați văzut, dar vreau să spun, în emisiune Simona Halep, te iubim, pedeapsa pentru Simona Halep a fost redusă. Știți foarte bine că perioada de suspendare a Simonei Halep a fost mult redusă, vorbim despre o perioadă de 9 luni și practic se pare că aceasta a trecut. Iată, spune Simona Halep după decizia TAS, de-a lungul acestui proces lung și dificil mi-am menținut credința că adevărul va ieși în cele din urmă la iveală și că se va ajunge la o decizie corectă, pentru că sunt și am fost întotdeauna o sportivă curată. Credința mea în acest proces a fost pusă la încercare de acuzații scandaloase care mi-au fost aduse și de resursele aparent nelimitate care au fost aliniate împotriva mea, dar în cele din urmă adevărul a prevalat, chiar dacă a durat mai mult decât mi-aș fi dorit, mult mai mult. Aș dori să le mulțumesc avocaților mei care au fost alături de mine și au crezut în mine de la început. Și mai important, vreau să le mulțumesc sponsorilor mei, fanilor și concurenților mei care au rămas alături de mine pe parcursul acestui proces lung și dificil. Abia aștept să mă întorc în circuit. Mulțumesc României care nu a crezut în mine pentru că m-a motivat și mai ales celei care a crezut în mine pentru că m-a făcut să merg mai departe, adică având în vedere tribunalul. Bun. Tribunalul de arbitraj sportiv TAS de la Luzan a admis apelul depus de jucătoarea română de tenis Simona Halep și i-a redus la 9 luni suspendarea de 4 ani dictată de Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului, adică ITA. Simona Halep a primit 4 ani de suspendare, acum decizia a fost redusă la 9 luni, anunță Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care i-a mai decis și anularea probei de sânge prin pașaportul biologic al Simonei Halep. De altfel, s-a dus această perioadă pentru că se consideră de la momentul la care ea a fost depistată. Bun. Da, vedeți că aici comportă niște situații. E clar că am fost făcuți, cum să zice, limbaj bulevardier, limbaj de jargon. A? Vă fu frică de Simonica noastră, nu o mai faceți că are ea probleme și că s-a dopat. Să vă fie pe la obraz, pentru că, vedeți, cei care au dat decizia prin deducere logică au ascuns cumva urmele acestui acestor uneltiri, pentru că dacă reduci de la 4 ani la 9 luni înseamnă că ai lăsat acolo un dubiu, cum că s-a întâmplat ceva, dar au existat, vezi, Doamne, circumstanțe atenuante. Ca să nu picați voi că ați dat greșit decizia, ziceți. Deci, pur și simplu, trebuia Ministerul Sănătății, Ministerul Sportului, mă scuzați, mă gândeam la cu totul altceva, pur și simplu să facă tot felul de demersuri și să nu lase așa. Dar, Simona, te iubim și te așteptăm din nou în circuit, o să fim tare bucuroși să putem să ne rugăm pentru tine și pentru tot ceea ce vei face în competiții. Evident că vei fi cea mai tare. Bun, trecem mai departe în deosebita emisiune. Băi, deci așa ceva nu se mai poate. Bătaia între 3 pasageri în timpul unui zbor Wizz Air, aeronava a fost nevoită să aterizeze de urgență la Cluj. S-au bătut 3 drăgălași. Unul din, deci cred că 2 georgieni și un belarus, ceva de genul. Un incident violent a avut loc într-un avion al companiei Wizz Air când 3 pasageri străini s-au luat la bătaie în timpul zborului. Avionul care zbura de la Memmingen, Germania, spre
Kutaisi în Georgia a fost nevoit să aterizeze de urgență pe aeroportul din Cluj-Napoca din cauza conflictului dintre cei trei pasageri. În conflictul violent au fost implicați trei pasageri străini, unul fiind din Belarus și doi din Georgia. Cearta a pornit în timpul zborului, cel mai probabil din cauza consumului de alcool. Scandalul a început după ce unul din pasagerii georgieni l-a lovit cu telefonul pe compatriotul său. Pac! I-a dat la căpuț. Incidentul a luat amploare și a fost necesară intervenția echipajului avionului, care a cerut aterizarea de urgență a aeronavei pentru că pacientul rănit trebuia să primească îngrijiri medicale. Imediat după ce au coborât din avion, cei trei bărbați au fost dați pe mâna procurorilor de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, care a și preluat cazul pentru investigație. Pasagerii din Georgia și-au continuat drumul către Kutaisi și pasagerul din Belarus se va întoarce la Memmingen. Nu s-a dispus arestarea celor trei pentru că nu au pus în pericol siguranța celorlalți pasageri sau a echipajului. După coborârea celor trei scandalagii, aeronava și-a reluat zborul către destinația. Bun. Și ce să credeți că nu se termină aici? Avionul Bluclucaș a mai fost implicat într-un incident pentru că, cu o zi în urmă, aceeași aeronavă a ratat aterizarea pe pistă. Cineva a dat cu UA. A ratat aterizarea pe pistă și DPUI a trebuit să mai facă un survol și să revină corespunzător pentru a duce, nu este așa, în siguranță pasagerii la sol. Pam, pam, v-a plăcut? Eu zic că da. Deci ferească-se sfântul. Se vinde un apartament celebru din Paris, de la cât pornește prețul. Hai ăștia cu firmele, care rupeți firmele pe voi, să vedem dacă știți cine este. Hai să-i dăm. Nu, hai să dăm așa ca să nu se vadă. Ia să vedem dacă știți cine este. Deci al cui apartament se vinde? Ia să vedem, apare așa, îl vedeți. Da, mă-l vedeți, că se vede jos dacă vă uitați atent. Karl Lagerfeld, un apartament futurist de 260 de metri pătrați cu 3 camere și un dressing de peste 50 de metri pătrați. Apartamentul privat parizian al creatorului de modă german Karl Lagerfeld, decedat în februarie 2019, va fi scos la licitație în 26 martie, a anunțat marți biroul notarial însărcinat cu vânzarea. Acesta va avea și un preț de pornire de 5,3 milioane de euro. Karl Lagerfeld, ale cărui creații spectaculoase și defilări pe podiumul pentru Chanel, Fendi și propria sa marca, au avut un impact profund asupra lumii modei, a locuit în acest apartament timp de aproximativ 10 ani până la moartea sa, a declarat pentru agenția France Press Thomas Jusolin, notar asociat al cabinetului, whatever, că nu ne interesează. Bun. Situat într-o clădire din secolul al XVII-lea, pe Quai Voltaire, în inima Parisului, storic, cu vedere la Sena și Muzeul Louvre, deci eu trebuie să mă chinui să vorbesc așa, că la mine e natural. Apartamentul a fost complet refăcut de creator într-un stil futurist, cu podele din beton și panouri de stică sablată. Camera principală, care măsoară 120 de metri pătrați, este prevăzută, mi-a căzut ceva pe sub birou, cu numeroase rafturi de bibliotecă retroiluminate. Zona de dormit, nu-i așa, cu vedere spre curte, dispune de un dormitor cu pereți despărțitori detașabili, alături de un dressing de peste 50 de metri pătrați, cam cât apartamentul meu aproape. Bun, am mai vorbit noi într-o emisiune tot așa despre acea vilă celebră din București. Vânzarea, care urmează mai multor licitații ale proprietăților creatorului de modă în 2021 și 2022, va avea loc la Camera de Comerț și Industrie din Paris. Precum și online prin telefon, dreptul de acces este condiționat de un depozit de 1,06 milioane de euro. A precizat aceeași sursă. Această metodă de vânzare prin licitație în fața Camerei Notarilor a fost decisă de un administrator monegasc, însă monegasc, mă scuzați, eu mă uitam, da. Însărcinat cu succesiunea designerului, care a desemnat el însuși unul dintre omologii săi francezi, potrivit lui Jusselin. Acesta a refuzat să dea detalii despre moștenirea lui Karl Lagerfeld. În opinia sa, nu există nimic conflictual în această vânzare, zice. Bun, deci ați înțeles
voi tot la... Tot la garsonieră, tot la garsonieră, tot la 50 de metri pătrați tot apartamentul. Bine ați venit în club și vă doresc un deosebit pa.